Marcel Ciolacu, premierul României, a fost în vizită pe șantierul Lot 2, marginea Holdea, din autostrada Lugoj-Deva. De asemenea, a vizitat orașul Făget și comuna Fârdea. Acesta a fost însoțit de Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, și de Alfred Simonis, candidatul alianței PSD-PNL pentru președinția Consiliului Județean Timiș. Ciolacu susține că în acest moment sunt în execuție 35 de loturi de drum expres și de autostradă. Chiar o rugăminte la domnul director de șantier. Mai vreau și o poză dacă vedeți în anii ăștia. Fără că sunteți lângă noi. Nu, trebuie să fie alături de tine. Sunt și alături de mine. Cum să văd că altfel erau aici? Echipă tânără, tine care doresc să se implice. Sunt inclusiv, nu-i văd pe ei, sunt inclusiv câțiva elevi care acum vor vota prima dată, care au împlinit 18 ani și au ținut morții să vină să vă cunoască. Și credem că Făgetul va primi un sfârșit. Ce aveți? Cu domnul Simonis, ce aveți? Avem aparatură medicală. Nu băgați în seamă. Aparatură medicală. Nu băgați în seamă. Și cred că l-am și supărat în urmă cu 3-4 luni, când în fiecare zi l-am sunat și am încercat să explic cât de important e să ajungă gazul la Făget. Și până la urmă a reușit să-l conving și de la 15 milioane de lei cât ar trebui să primim, astăzi avem 53 de milioane de lei pentru extinderea de gaz. Toate localitățile din jur plus Făgetul. Ciolacu a mai spus că în mai puțin de 2 ani au fost lansate lucrări de autostrăzi comparabile cu ceea ce s-a construit până acum în 30 de ani. Referitor la vizita pe care a făcut-o la Făget, Ciolacu a subliniat: am văzut că în sfârșit există un plan și pentru oamenii de aici, pentru a avea acces la dezvoltare. Echipa formată de Silviu Dumitrescu, candidat la primărie, și Alfred Simonis, viitorul șef al Consiliului Județean Timiș, va aduce proiectele de investiții necesare pentru ca Făgetul să fie cu adevărat un oraș european.